Ieri a fost șeful, azi vine angajatul. După o experiență interesantă la Șef sub acoperire, ne spune care sunt impresiile. George Oprea, salut, bine ai venit! Salut, bine v-am găsit, bună dimineața! Am stat de vorbă ieri cu șeful tău, ne-a spus niște lucruri foarte interesante despre tine. Ce, cred că l-ai auzit, nu? M-am uitat așa, trebuie să recunosc, fiind și la birou, m-am uitat un pic. M-am bucurat că m-am apreciat foarte mult și după emisiune și... Da, ai văzut aseară emisiunea, cum a fost să te vezi la televizor? Bineînțeles, ne-am strâns cu toți, am văzut-o, da, am fost pe grupuri strânși, toată gașca, să zic așa, familia mă aștepta, a fost... Ești vedetă, ce să mai... Da, ce să mai, mesajele curgeau, a fost... Da, cum a fost pentru tine să-l descoperi pe șeful tău, neștiind că este el, desigur, cu alți ochi? Cum l-ai văzut? Cum l-ai descoperit? Sincer, nu l-am descoperit, fac o paranteză. A fost o experiență frumoasă, să zic așa, exact cum a spus și el, cred că dacă nu să machia, să zic, sau să fie așa sub acoperire, n-am fi fost așa naturali. Da. Clar. Bine, el a venit sub numele de Zaharia Daniel, da? Așa? Și vi s-a spus că se filmează un documentar pentru... Da, am fost anunțat relativ puțin timp scurt înainte, cred că o seară maxim. Da, ideea că vei fi filmat, cum ți s-a părut? Mi s-a părut puțin ciudat. Meseria de curier îți oferă puțin așa libertatea, să zic. Să fii, să nu ai șef pe cap și așa mai departe. Ești doar tu și îți faci treaba. Da, nu e o presiune. Am simțit un pic ciudat, n-am mai fost filmat niciodată, dar zic ok, îmi fac treaba, încerc să fiu cât mai natural, să nu greșesc. Ideea e că atunci când încerci să te controlezi, atunci gafezi. Exact, da. Da, mi-a ieșit. Da, ai zis ceva, te-a întrebat, te-a tras de limbă. Cum se pare șeful ăsta al vostru? Ce părere ai? E băiat de treabă? Punea foarte multe întrebări. Deja nu mi-am dat seama. El punea foarte multe întrebări în comparație cu un angajat care vine... Da, părea un tip angajat. Curios așa, nu? Foarte curios. Și chestia asta chiar mă bucura. Zic, ia uite, zic, câtă multă informație. Da, zic, vreau să adune. Zic, ok, am răspuns la toate întrebările. Da, a fost okay. Și când ai aflat că, de fapt, angajatul respectiv era șeful tău, ce, te-ai panicat puțin, bă, să nu fi zis ceva, să nu fi, sincer, să fi scăpat, da, vreo? A fost un șoc de momentul în care am urcat la etajul 4. Am urcat la etajul 4, am văzut birou, zic okay. Zic o să vorbesc cel puțin cu unul dintre ei. Și m-a intrat, m-am ridicat în picioare, sincer, nici numele nu-i mai uitam. Eram tot în mintea mea, era... Ce-am făcut, am zis ceva. Deci a fost așa un scurt lag, m-am tot gândit, exact, am avut filmul zilei de la dimineață de când ne-am întâlnit până seara când ne-am luat la revedere. Așa. Da, nu-mi venea nimic în minte, era tot, zic, am stat liniștit în scaun, m-am schimbat un pic la față, chiar vedeam și aseară și a observat toată lumea când a început că hai să te critic. Deci atunci mi-a căzut față. Așa, da. Ca oleu, ce am făcut. Și după aia, na, când a început să mă laude și atunci deja m-am înmuiat cât sunt eu de mare și de puternic. Ce ai zis? Aia, că da. E bine. Dar era foarte bucuros că tu ai mare grijă de mașină. Da, îmi iubesc foarte mult mașina, nu fac diferență de, să zic că asta e de serviciu, asta e a mea. Respect mașina, cum și ei ne respectă și eu îi respect. Adică mașinile sunt ok, sunt bune, sunt noi, majoritatea. Adică. Plus că, na, dacă se strică mașina, în ce problemele? Păi în ce problemele și le-am mai și spus, dacă se strică mașina, nu-i problemă, sunt rezerve. Dar nu toți apreciază mașina cum apreciez eu. Nu mai e mașina ta, nu mai sunt lucrurile așezate la locul lor. Am parfumul meu în mașină, am chestiile puse la locul lor. Atunci te scoate puțin de râlin și dacă ești în râlin, nu faci treabă. Corect. Ce-ai simțit când ai aflat că șeful te va recompensa? A fost o bucurie și a fost atât de atent la detalii, pentru că exact, fiind într-o vineri, sâmbătă atunci plecam la munte. Da. Și a tot intrat în întrebări și în detalii legate de munte, dacă îmi place și așa mai departe. Și am spus, ne împrietenisem, să zic. Și am povestit că îmi place, că l-am descoperit acum câțiva ani și a fost foarte, foarte atent la detaliile astea și mi-a luat exact ce-mi doream. Și cu ce te-a recompensat? Păi mi-a dat un echipament complet de snowboard. De la placă, buți, ochelari, cască, geacă, pantaloni. Deci complet, da. Eu aveam unul, dar nu era așa profi. Deci mi-a luat unul profi. Mi-a oferit și o excursie. Ca să pot să mă și bucur de echipament. Să te dai cu echipamentul.
Și o primăm bani, 5.000 de leuți, ca să mă bucur. Bine, da, bine, bine! Da, da. Și ce aveam eu probleme? Engleza. Ați văzut și aseară, s-a fost exact, am râs atunci. Da, nu știu engleza, nu s-a lipit de mine, de când eram copil nu s-a lipit. Am șansa să o fac acum, o să o încep curând, datorită timpului. Foarte bine. Da, simți că s-au schimbat ceva lucruri în companie de când cu acest experiment, să spunem? Păi s-a schimbat, dar ținând cont că emisiunea s-a filmat. Păi tocmai, a trecut ceva timp, pe tentipa a fost avansat, sunt șef, am o echipă de 10 băieți, așa. Sper să-i fac și să-i modelez, așa cum îmi place să zic exact ca mine. Mm-hmm. Da, relația cu șeful s-a schimbat acum? Adică, nu știu, dacă ai o problemă, dacă ai o situație, poți să te duci și să vorbești direct cu el? Relația cu șeful era bună și înainte. Acum vorbim mult mai des și datorită funcției, pentru că ne vedem mult mai des. Dar acum ești tu responsabilități, nu? Da, am responsabilități, am o echipă frumoasă. Mă bucur tare mult. Dar înțeleg că și pe șeful tău l-ai învățat, adică după filmări ai avut așa un rol de mentor, știi? Pentru băiatul? Pentru băiatul lui. Băiatul lui, da. A fost o bucurie să aflu că și băiatul vrea să meargă tot cu mine. Și chiar a fost foarte, foarte receptiv la tot ce îi spuneam eu și n-a întârziat. Nu s-a supărat niciodată când am terminat mai târziu, pentru că zilele diferă. Corect. Sunt zile mai ușoare, zile mai legere, zile mai greuțe și s-a bucurat și a stat cu mine și am mâncat și liniștit, am mâncat și pe fugă. M-a bucurat tare mult implicarea lui. Ia zi, pagina de Facebook a crescut? A explodat? Mesaje frumos? Aseară, da, deci aseară a explodat tot. Serios, da. Chiar râdeam cu băieții că nu mai făceam față și eu le spuneam, băi, nu mai fac față, da, toată lumea. Da, celebritatea asta, da, 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 da. Foarte frumos. Ne-am bucurat să te cunoaștem, felicitări pentru tot ce faci și pentru felul tău de a fi, pentru caracterul tău. Mulțumesc. Și baftă! Cât mai sus! Cât mai sus în ierarhie! Cât mai sus! Mulțumim tare mult pentru prezența în studio. Nu uitați, dragi prieteni, joi de la 21:30 avem Șef sub acoperire.